Cum să ieși din sărăcie? De ce trăiesc oamenii în sărăcie? Cum să nu ajungi la sapă de lemn? Cum să trăiești o viață prosperă? Răspunsurile la aceste întrebări le veți găsi în acest video. Vă va ajuta să priviți lumea altfel, să vă regândiți atitudinea față de bani și față de viață în general. Doza de motivație prezintă Vadim Zeland, de la bogăție la sărăcie și invers. Dacă e să judecăm rațional, cum poate să se îmbogățească un om simplu născut într-o familie săracă? Nu vom analiza calea de crimă organizată și nici frumoasele istorioare despre milionari. Prin urmare, judecățile bazate pe bunul simț nu vor duce la nimic. Atunci care ar mai fi folosul unei logici firești? De ce să vă mai încadrați în tiparele bunului simț? Pur și simplu permiteți-vă să faceți ceea ce pare imposibil. Acționând logic, oamenii obțin rezultate corespunzătoare. Dacă omul s-a născut în sărăcie, el se află în sfera sărăciei, s-a obișnuit cu lucrul acesta și este înclinat să genereze energie pe frecvența liniei vieții sale de sărman. Să se mute pe linia îndestulării este foarte greu, dacă simte numai ură față de propria sărăcie, invidie față de bogați și dorința de a deveni și el un individ cu stare. Sau nu, aș zice eu, având doar aceste trei lucruri, îi este practic imposibil să se transfere pe linia propriei bogății. Să ne lămurim de ce. Probabil una dintre primele trei descoperiri pe care le fac toți copiii atunci când pornesc în viață este următorul fapt. Dacă tu nu vrei ceva, acest lucru nu înseamnă că ești scutit de asta. Uneori se aude câte un strigă de disperare, rupt parcă din suflet. Dar eu nu vreau asta, pur și simplu îl urăsc. De ce nu mă las în pace? De ce mi se întâmplă numai mie lucrul acesta? O asemenea întrebare e rupând de indignare și o pun nu doar copiii, ci și adulții. Într-adevăr, este greu să te împaci cu astfel de situații, că dacă nu vrei ceva anume, acel ceva oricum se va întâmpla, iar dacă urăști lucrul respectiv, el te va urmări fără greș. Poți să-ți urăști propria sărăcie, propriile defecte fizice, profesia, vecinii, vagabonzii străzilor, alcoolicii, drogații, câinii, hoții, tineretul obraznic, guvernul. Cu cât le vei urâ mai mult, cu atât le veți întâlni mai des în viață. Și voi știți de ce? Vă marchează. Vă gândiți la lucrurile acestea. Înseamnă că emiteți pe frecvența liniei de viață unde obiectivul nemulțumirii voastre este prezent cu prisosință. Și nu are importanță ce polaritate are această emisie. Vă place sau nu vă place. A doua variantă este chiar mai eficientă pentru că emoțiile negative sunt mai puternice. Imaginați-vă câți factori dăunători sunt împricinați în atitudinea negativă asupra lumii. Să ne întoarcem la individul născut în sărăcie. Visul lui este să devină bogat, dar simpla dorință, după cum se știe, nu schimbă nimic. Poți să stai tolănit pe canapea și să-ți exprimi alene dorința. Ar fi bune niște căpșuni, dar de unde să le iei? Suntem în plină iarnă. Cam în felul acesta își dorește săracul să devină bogat. Dacă omul nu este dispus să acționeze pentru a putea primi cele dorite, nici nu le va avea. Dar el nu acționează din convingerea că orice ar face nu va reuși nimic. Iată un cerc vicios. Dorința nu are niciun fel de putere. Ea nu te ajută nici măcar să miști un deget. Lucrul acesta îl poate face intenția, adică hotărârea de a acționa. Intenția include în sine și hotărârea de a avea. Omul ar putea spune, acest lucru nu mi-l poți lua, nu-ți va fi așa de simplu, pentru că eu vreau să devin bogat. Dar nu e așa. Din nou, între a dori și sunt gata să devin, se cască o adevărată prăpastie. De exemplu, săracul nu se simte în largul său printre bogați sau într-un magazin scump, chiar dacă se străduiește din toate puterile să se convingă pe sine și pe alții de contrariu. În adâncul sufletului, el consideră că nu e demn de așa ceva. Bogăția nu intră în zona de confort a săracului și nu pentru că a fi bogat nu e confortabil, ci pentru că el este destul de departe de toate astea. Fotoliul nou este mai comod, în schimb cel vechi este mai confortabil. Săracilor le e cunoscută doar partea exterioară a bogăției, case elegante, automobile scumpe, podoabe, călătoriile. Dacă îl instalezi pe omul sărac într-o asemenea ambianță, el va simți un disconfort. Dă-i un geamantan cu bani și el va face fel de fel de prostii și îi va pierde. Frecvența energiei pe care el o translează se află în disonanță totală cu o astfel de viață. Și atâta timp cât săracul nu lasă să pătrundă atributele bogăției în zona sa de confort, atâta timp cât nu se deprinde să se simtă stăpânul unor lucruri scumpe, el va rămâne tot sărman, chiar dacă va găsi o comoară. Încă o barieră în calea bogăției este invidia. După cum se știe, a invidia înseamnă a-ți fi ciudă pe reușitele altora. În acest sens, acest sentiment nu are nimic constructiv. În schimb, are un element destructiv foarte puternic.
Psihologia omului este construită astfel. Dacă invidiază pe cineva pentru ceea ce ar dori să aibă și el, se va strădui din răsputeri să-i minimalizeze valoarea. Iată logica invidiei negre. Îl invidiez pentru ceea ce are. Nu am ce are el și mă îndoiesc că voi avea vreodată. Dar cu ce îi sunt inferior? Înseamnă că lucrul pe care îl are el nu face doi bani și n-am de ce să mi-l doresc. Astfel, dorința de a avea se transformă într-o protecție psihologică și apoi se dezvoltă în respingere. Respingerea are loc la un nivel subtil, deoarece subconștientul înțelege totul ad literam. Conștiința devalorizează obiectul invidiei numai de dragul aparenței, pentru propria mulțumire. Iar subconștientul ia totul în serios și îți va face un deserviciu făcând tot posibilul să nu primești ceea ce ai discreditat și ai respins. Vedeți așadar ce forțe tenace îl țintuiesc pe om pe linia săraca vieții. Și mai dramatic se derulează evenimentele în cazul trecerii de pe linia bogăției pe linia sărăciei. Se întâmplă ca un individ bine situat să piardă totul și să se trezească în stradă. Toată perfidia unui astfel de transfer spre sărăcie constă în faptul că spirala transferului se răsucește la început lent, abia vizibil, apoi tot mai impetuos încât nu mai ai cum să o oprești. Această spirală începe cu dificultăți financiare temporare. Remarcați, dificultățile financiare temporare pot exista întotdeauna și la oricine. Este o inevitabilitate curentă, cum ar fi să zicem ploaia în ziua în care ați plănuit un picnic. Dacă din acest motiv nu vă apucă furiile, depresia, neliniștea sau supărarea pe această viață, atunci neîncărcându-vă cu energie negativă, situația se stabilizează. Transferul real spre linia săracă a vieții începe în cazul în care v-ați agățat de capătul spiralei și începeți să o învârtiți. Prima reacție a voastră este nemulțumirea. Însă pentru situația dificilă creată, aceasta este deocamdată o prea slabă susținere și dacă cu asta emoțiile voastre încetează, atunci problema se va stinge. O altă reacție este indignarea. Iar aceasta este deja mai puternică. Începeți să vă insuflați gândul că cineva este vinovat de dificultățile voastre financiare. La acest al doilea impuls răspundeți prin acțiuni negative la adresa vinovaților. În acest moment, energia negativă începe să vă umple complet și începe o nouă răsucire, o nouă spiră a spiralei. Primiți la următorul salariu și mai puțin bani sau prețurile au crescut sau vi se cere să vă plătiți o datorie. Însă atenție, în această etapă încă nu sunteți conștient de faptul că deja s-a declanșat un proces. S-ar putea să vi se pară că e vorba despre niște neplăceri mai urâte. De fapt, acesta este un proces pe care l-ați pornit chiar voi înșivă, răspunzând lucrurilor negative, cu negativitate. Frecvența emisiei voastre energetice se reglează tot mai mult de pe linia unde erați o persoană realizată, pe linia unde sunteți una marcată și iritată. De aceea vă și mutați pe linia vieții care corespunde acestor noi parametri. Și iată, situația voastră se acutizează tot mai mult. De pretutindeni încep să vină vești proaste, prețurile cresc, treburile la locul de muncă nu sunt tocmai grozave, începeți să comentați activ aceste vești negative cu cunoștințele și cu cei apropiați. De regulă, discuțiile sunt în notă destructivă, adică tânguieli, nemulțumiri și agresivitate la adresa presupușilor vinovați. Toate acestea se manifestă mai pregnant la companiile unde lucrurile merg foarte rău. Acolo ziua începe cu postulatul "nu sunt bani", în loc de rugăciunea de dimineață. În niciun caz nu vă îngrijorați cu privire la lipsa sau pierderea banilor. În caz contrar, aceștia vor fi tot mai puțini și mai puțini. Dacă o persoană câștigă puțin, atunci greșeala sa tipică va fi să se plângă despre faptul că nu are întotdeauna suficienți bani. Parametrii unei astfel de emisii energetice corespund liniilor sărace ale vieții. Este deosebit de periculos să cedezi fricii că banii devin din ce în ce mai puțini. Frica este emoția cea mai intensă din punct de vedere energetic. Prin urmare, dacă te confrunți cu frica de a pierde sau de a nu face bani, te miști în cel mai eficient mod pe o linie unde există cu adevărat din ce în ce mai puțin bani pentru tine. În această etapă sunteți prinși total de spirală. Emisia voastră este reglată pe o frecvență destructivă. Întrucât lucrurile merg tot mai rău, sunteți cuprins de neliniște. Energia neliniștii, deși nu este mare, se evidențiază cu ușurință în acțiunile voastre. În această stare, în mod inevitabil, începeți să creați în jurul vostru o aură a negativității, experimentând din ce în ce mai des nemulțumire, agresiune, depresie, apatie, ciudă și altele. În acest fel, situația iese de sub control și începe să se dezvolte ca o avalanșă. Frica vă stăpânește complet și o duceți rău. Parcă ați fi fost prins de mâini și învârtit, iar după aceea aruncat brusc. Ați zburat cât colo, ați căzut și ați rămas întins într-o stare de șoc. Înfricoșătoare imagine. Și totul a început de la niște mici dificultăți financiare. În final, când spirala s-a format, nefericitul în cel mai bun caz a pierdut mult, în cel mai rău caz a pierdut totul. Mai departe, evenimentele se pot desfășura diferit.
amărâtul fie rămâne pe linia nefericită a vieții, fie începe să se cațere cu greu. Un astfel de transfer poate să aibă loc atât cu o singură persoană, cât și cu un întreg grup de oameni. În al doilea caz, așa cum cred că înțelegeți, nu mai este vorba de o simplă spirală, ci de un adevărat vârtej, de unde este foarte greu să mai ieși. Singura modalitate de a evita transferul este să nu te prinzi de capătul spiralei, să nu te lași controlat de emoții și să nu intri în acest joc destructiv. Nu este suficient numai să știi cum funcționează acest mecanism. Trebuie să-ți aduci în permanență aminte de el. Trageți-vă de mânică de fiecare dată când din obișnuință, ca în somn, acceptați acest joc, adică vă demonstrați nemulțumirea, indignarea, neliniștea, participați la discuții destructive și așa mai departe. În somn se întâmplă la fel. Până când nu vă dați seama că este doar un vis, sunteți o marionetă într-un joc străin și puteți avea coșmaruri. Imediat ce v-ați trezit, v-ați scuturat de halucinația avută, v-ați dat seama despre ce fel de joc este vorba și gata, sunteți stăpân pe situație și nu veți deveni o victimă a circumstanțelor, în timp ce toți ceilalți se află într-o stare zombificată. Haideți să rezumăm. Fiecare om își alege singur pe ce linie a vieții ar trebui să meargă, pe o linie a sărăciei sau pe o linie a prosperității. Emițând energii negative, omul singur își înrăutățește linia vieții. Agresivitatea este confundată mereu cu puterea, iar nemulțumirea cu o reacție firească. Cu cât omul va răspunde mai des evenimentelor negative, cu atât va fi mai rău pentru el și acest lucru îl va conduce spre o linie a sărăciei. Încercați să nu lăsați nicio informație negativă pe linia vieții voastre. A nu lăsa nu înseamnă a evita, dar a ignora în mod deliberat, a nu fi interesat. Informațiile negative, nemulțumirea și invidia nu au rezolvat încă nicio problemă, ba dimpotrivă, le adaugă. Așadar, ar trebui să vă concentrați doar asupra beneficiilor și asupra oportunităților. Lumea este un fel de oglindă, oglindă care reflectă atitudinea noastră față de ea. Când suntem nemulțumiți de lume, ea se îndepărtează de noi. Atunci când luptăm cu lumea, ea se luptă cu noi. Însă atunci când oprim această bătălie, lumea vine în întâmpinarea noastră. Vadim Zeland.